Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Până pe 3 martie puteți vizita la Institutul Cultural Român expoziția Masa Tăcerii a laureaților Premiului Național Constantin Brâncuș. Vernisajul a avut loc duminică 18 februarie. În cinematografe puteți vedea toată săptămâna pelicula regizată de Dan Pița, Ecce Homo Brâncoveanu, care a avut premiera la sfârșitul săptămânii trecute. La Artmark, până duminică, avem ocazia să vedem o sculptură a lui Constantin Brâncuș, pierdută și regăsită din anii 1905-1906. Despre toate acestea, dar nu numai, în minutele următoare, începe Jurnalul Cultural. Astăzi, de Ziua Națională Constantin Brâncuș, la ora 11 la sediul Ateneului din Iași, s-a deschis cel mai amplu proiect dedicat sculpturii contemporane autohtone. Luna Sculptorilor Români, ediția a patra, care se va desfășura până pe 19 martie 2024. A avut loc și vernisajul primei expoziții a proiectului. Vor putea fi admirate opere de Marcel Guguianu, Oscar Han, Ion Irimescu, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea și Man Ray. Manifestările continuă prin inaugurarea mai multor expoziții. 148 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuș, au fost marcați la Târgu Jiu, orașul în care numele și opera marelui artist sunt la loc de cinste. Expoziția omagiului Brâncuș a adus în fața publicului gorjan o perspectivă inedită și impresionantă asupra operei brâncușiene, în relație cu cele mai reprezentative nume ale artei moderne. În orașul în care se află cea mai reprezentativă opera lui Constantin Brâncuș în aer liber, dar și un muzeu care îi poartă numele, s-a organizat expoziția Omagiul lui Brâncuș, la împlinirea a 148 de ani de la nașterea sa și la 4 ani de la înființarea Muzeului Național Constantin Brâncuș. Evenimentul care a adunat publicul gorjan s-a bucurat de prezența istoricului și profesorului universitar Ioan Opriș, considerat părintele muzeografiei românești și un susținător avizat și împătimit al patrimoniului cultural românesc. Brâncuș merită această ținută sentimentală de empatie pentru creație, de înțelegere pentru semnificația acesteia și mai ales de recunoștință, pentru că Brâncuș a dat. Noi suntem cei care am primit și obligația noastră este să recunoaștem asta și să nu o recunoaștem ipocrit, ci să o recunoaștem prin fapte. Conceptul expoziției poartă semnătura curatorului și artistului vizual Zuzu Caratănase, care a creat o fuziune între elementele de identitate ale operei brâncușiene și nume de referință ale artei moderne, universale. Anul acesta am ales să venim cu o expoziție inedită și extrem de valoroasă. Pentru noi este o onoare să găzduim aceste lucrări. Considerăm noi că prin această viziune a artistului lucrările au fost puse și mai mult în valoare. Este practic o scenografie care seamănă cu o instalație, astfel încât lucrările, deși sunt foarte diferite, ele fac un tot unitar. Este probabil una dintre cele mai importante expoziții, dintre cele pe care le-am organizat până acum. S-a dorit încă de mult timp să fie o expoziție unică, o manifestare aparte și să fie în trei acte. Anul acesta, ca punct de plecare, Masa Tăcerii. Anul viitor, simbolul de la care vom pleca va fi Poarta Sărutului. Iar în cel de-al treilea an și cel de-al treilea act și ultimul, vom încheia cu Coloana Infinitului, o trilogie a unui demers pe care vrem noi să-l construim în jurul lui Constantin Brâncuș. Expoziția omagială a avut un concept pe cât de inedit, pe atât de impresionant și a pus în relație creația părintelui sculpturii moderne cu alte repere ale artei secolului 20. Cele 14 lucrări selectate, gravuri și litografii, fac parte din colecția avocatului George Șerban. Noi ne-am gândit să fie un omagiu al sculptorilor și ce avem aici sunt într-adevăr lucrări ale unor artiști europeni cei mai importanți, care, deși sunt mari pictori, cum este Picasso, de exemplu, au făcut și sculptură. Așadar,
Avem o primă etapă cu arta europeană și avem aici 14 artiști și va urma în 16 martie cu arta românească. Expoziția omagială de pe simezele Muzeului Național Constantin Brâncuș poate fi văzută până pe 14 martie și va fi completată de alte proiecte ce aduc în prim plan portofoliul sculptorilor români. Mai poate fi ceva surprinzător în materie de Brâncuș? Se pare că da. O lucrare despre care se știa, dar nu fusese văzută în realitate, poate fi admirată la Palatul Cesianu Racoviță. Galeriile Artmark sărbătoresc ziua lui Brâncuș prin expunerea în premieră pentru România a unei lucrări a sculptorului considerată pierdută ori distrusă. Este vorba despre bustul unui patron de restaurant. Doina Lemni, doctor în istoria artei și muzeograf cercetător specializat în opera marelui sculptor român, și Horia Roman Patapievici, scriitor, cercetător în istoria ideilor și președintele Artmark, i-au spus povestea. Evenimentul prezenței în țară a unei lucrări de Brâncuș este în sine un lucru important pentru că e un Brâncuș. Dar e o lucrare care se pierduse. O lucrare care era documentată fotografic, nu ca bronz, ci ca gips patinat, și lucrarea se credea că dispăruse. Ca bronz, noi știm că a existat, pentru că în 1906, gipsul probabil că a fost creat în 1905, a fost prezent la un salon. La salonul la care Rodin l-a remarcat pe Brâncuș. Dar lucrarea a dispărut. A ieșit acum la iveală, anul trecut în vară, la o licitație în Franța. A fost licitat de un compatriot de-al nostru și lucrarea s-a întors în țară. Această lucrare ne face să sperăm că poate mai apar și altele și întregesc capitolul acesta puțin cunoscut din această perioadă. Ea apare alături de alte lucrări în catalogele Raisonné. Primul catalog Raisonné a fost realizat de Sidney Geist, care a făcut cercetări încă din anii 70 în legătură cu Brâncuș, și apar și fotografiile acestor busturi care sunt marcate, fie la fiecare este marcat dispărută sau locație necunoscută. Pentru că nu s-au mai găsit, el nu le-a văzut, dar le-a introdus în catalogul Raisonné pentru că a avut aceste fotografii. Fotografiile Brâncuș le-a păstrat. Fotografiile există în ziua de astăzi în colecția celui mai mare colecționar de fotografie, David Grob, englezul David Grob, care a avut amabilitatea să ni le împrumute pentru expoziția de la Timișoara. Lucrarea care a fost expusă la salon în 1906 era în gips. Ce avem noi aici este un bronz. Întrebarea este, mai sunt și alte bronzuri? Nimeni nu poate ști pentru moment. Acestea sunt surprize care probabil se vor lămuri cu timpul. Pe lângă faptul că este un Brâncuș, este o lucrare care arată, din punct de vedere artistic, cât de stăpân era Brâncuș pe mijloacele de expresie a marii tradiții în sculptura occidentală. Și se vede și nota particulară. E un mare moment de emoție pentru societatea românească. Lucrarea poate fi văzută de public la Palatul Cesianu Racoviță până pe 25 februarie, în cadrul expoziției Brâncuș Exclusiv. Intrarea este liberă. Lucrarea considerată pierdută, bustul unui patron de restaurant, portretul lui Achille Baldé, a pus pe jar specialiștii și pasionații. Poate fi admirată în premieră până la sfârșitul lunii, între orele 10 și 20. Se află acum alături de noi doamna Anca Bejan, manager de PR și comunicare, gazda evenimentului, care ne va spune mai multe despre această premieră. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit să discutăm despre această chestiune, această premieră de la noi și această bucurie de a avea pentru prima dată, nu, expusă în România, da, această lucrare. Este un eveniment atât exact. De emoționant și istoric până la urmă, încât trăiesc acea emoție că mie nici nu vine să cred că se întâmplă.
Dar uite că tu și cu tricou pe care îl porți vorbești despre ziua Brâncuș la și sărbătorești la mulți ani. Îi mulțumim lui Horațiu Mălăele că a fost atât de amabil să ne ofere dreptul de a folosi unul dintre desenele realizate de el cu Brâncuș. I-a plăcut lui cel mai mult ăsta. Să-l punem pe câteva tricouri pe care simbolic să le oferim cadou vizitatorilor care vin la Palatul Cețianu Racoviță până duminică 25. Exact. Bun. Hai să mergem spre lucrarea asta, să vedem un pic cum a apărut, pentru că era cumva dispărută, exista o fotografie, a fost o discuție dacă este portretul unui patron sau portretul unui kelner, nu se știa exact, ea a fost scoasă la licitație internațională la Paris, din câte am înțeles, exact. A fost cumpărată de un român. De un român. Și așa se întâmplă, așa se întâmplă că urechile noastre, evident, această lume a colecționarilor este până la urmă o lume mică. Și am aflat că a fost achiziționată de un român. Nu suntem singurii, de altfel, care au aflat. Au încercat să-l aducă, din câte știu, și la marea expoziție care a fost la Timișoara. Dar nu au reușit și ne bucurăm că s-a întâmplat la noi. Acolo cred că a fost fotografia respectivă expusă. Exact. Și apropo de fotografie, există din atelierul lui Brâncuș două fotografii cu două busturi din acea perioadă, 1905-1906, când el lucra, fiind la început în Paris, la un restaurant, exact, ca spălător de vase. Și cred că toată povestea asta creează așa o, romantizează acea perioadă și e cu atât mai, mai specială și lucrarea. Mai ales că s-a crezut foarte mult timp că e pierdută, de fapt chiar distrusă. Brâncuș, din ce înțelegem noi de la doamna Doina Lemnii, obișnuia să facă asta cu lucrările care, care nu-i plăceau. Nu-i plăceau, da. Ar fi fost, se pare, o comandă din familia acestui patron de restaurant și se pare că lucrarea ar fi stat în familie din generație în generație, fără ca ei să fie conștienți de ce au. Și cum spuneam în acel album de fotografii, cu lucrările din atelierul artistului, se găsesc două busturi. Bustul patronului și bustul chelnerului. Acest Achil Baldei este, de fapt, numele prietenului chelner. Însă lucrarea, pentru că cealaltă nu a fost găsită și n-a apărut, încă sunt dispute cine este. Și atunci lucrarea aceasta, găsită fiind, a purtat prima dată numele portretului MJ, după care a rămas cu numele portretul unui patron de restaurant, în paranteza Achil Baldei. Adică e o combinație între cele două cumva, dar se bănuiește că este totuși acest patron de restaurant. Da, am înțeles că au existat și a fost și contestată lucrarea, că nu ar fi un original sau despre ce știi, despre ce e vorba. Am tot citit. Da. E adevărat, din ce știu, ea a fost expertizată de un expert. Da, spunea doamna Doina Lemnică, ea este specialistă în biografie, în operă. Exact. Dar sunt experți care fac anumite analize chimice, care dovedesc că lucrarea este din acea epocă. Și se mai pune și întrebarea dacă ar putea fi mai multe bronzuri, dacă s-au turnat mai multe. Se pare că nu, pentru că procedeul de a turna la vremea respectivă era atât de greoi încât distrugea cu totul gipsul, ipsosul. Și atunci nu s-ar fi explicat de ce să îl refacă, pentru că nu era cine știe ce lucrare, era doar o comandă. Hai să vorbim puțin despre, nu știu, despre ce spune lucrarea asta în legătură cu parcursul artistic al lui Brâncuș. Este o lucrare de început, nu? Da, este o lucrare de început și în acea perioadă, uite, cu ochii minții așa, mi-l imaginez, există și o fotografie, se găsește la un simplu search pe internet, o fotografie cu el, cu un șorț, exact din acea bucătărie a restaurantului, unde el spăla vase și era o perioadă grea pentru el, fiind la început în Paris, avea susținerea multor compatrioți care îi cumpărau lucrări sau îi dădeau comenzi. Și această lucrare și cealaltă, acel chelner, sunt lucrări pe care el le-a făcut ca să se întrețină. Sau erau exerciții pe care până la urmă le vindea ca să se întrețină. Adică e o perioadă în care nu se știa, înainte să înceapă el să decidă să sculpteze direct în piatră și să creeze
Hai să vorbim puțin despre lansarea acestui eveniment, care durează până când? Până în data de 25 ne-am dorit să prindem două weekend-uri, așa, că nu putem să-l sărbătorim pe Brâncuș într-o singură zi, cred că ești de acord cu mine. Și intrarea e gratuită, trebuie intrarea să este gratuită, da, este un eveniment noștri 100% cultural, este intrarea gratuită. Și mai mult decât atât, cum spuneam, iată, avem și această colaborare cu domnul Horațiu Mălăele, care ne-a promis că va veni să viziteze și el expoziția. Așadar, dacă veniți la Palatul Cesianu Racoviță, aveți toate șansele, veți avea la un moment dat ocazia, exact, să luați semnăturile și pe aceste tricouri. Foarte frumos. Sâmbătă a fost prima întâlnire a lucrării cu publicul și totul s-a întâmplat în prezența doamnei Lemni, așa cum spuneai. A fost și o conferință, din câte, da, știu. Hai un să dialog absolut savuros între domnul, exact, Horia Roman Patapievici și doamna Doina Lemni. Mi-a plăcut că a fost asaltată cu foarte multe întrebări dure. Ce înseamnă întrebări dure? Iată, este lucrarea reală? Așa. Au mai fost și alte, se știe că ar mai fi și așa? Este patronul sau este? Și dânsa mi-a plăcut că a fost, oricât de entuziasmat a fost, că această lucrare... Uite, vedem și noi aici... A venit în România, vezi? Ăsta este evenimentul. Faptul că a venit prima dată prima, în România. E expusă România. Prima dată în România, da. Da. Încât a fost foarte, cum să zic, foarte atentă în a da ultimatumuri. Încă suntem precauți și încă stăm să vedem. Ce mi-a plăcut iarăși foarte mult este că se pare că sunt șanse mari să se mai găsească astfel de lucrări, pentru că dacă atâția ani această lucrare a stat în familia acestui patron de restaurant... Deci e prima dată când e expusă, da, public. Da, este prima dată când, exact, este expusă public în România. Ea a mai fost expusă la Paris în expoziția care a fost înainte de licitația de acolo. Am înțeles. Atunci, practic, cei care erau în acea perioadă la Paris au avut ocazia să o vadă. În România este prima dată la prima întâlnire cu publicul. Cum a fost pentru voi din punct de vedere al organizării unei asemenea expoziții? Că mi-închipui că e complicat să... Da, nu ne-am așteptat. Așa. Ne-am așteptat să fie buluc la palat, dar da, nu ne-am așteptat să fie chiar atât de buluc, după cum cred că s-a văzut și în imagini. Am remarcat că au intrat în palat de data asta nu doar obișnuiții palatului, ci și foarte mulți curioși. Exact. Da. Ce român n-a auzit de Brâncuș? Și mai ales că poate a atras și misterul, poate a atras și anunțul că este această conferință deosebită. Poate și-au dorit, da, să meargă și la Timișoara și n-au ajuns, da, să vadă expoziția. Da, cum spuneam, pentru cei cunoscători, această lucrare, da, ar fi trebuit să ajungă și a fost cumva așteptată la Timișoara. Cum a reacționat lumea? Care este, nu știu, văzând oamenii în fața lucrării acolo, ce ai văzut în ochii lor? Cum se simțeau? Pot să spun că își fac fotografii și selfie-uri cu ea, oameni de toate vârstele. Și mai nou, din ce am auzit eu, să știi că ei se spune mustăciosul. E foarte posibil, așa, pentru că are pentru acest care mustaș mustăți, la panse. Da, da, exact. Este foarte posibil să primească un nou nume, măcar în România. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Vin să văd mustăciosul, fără discuție. Și ne bucurăm foarte tare că, uite, avem și noi această ocazie să vedem o lucrare despre care nu se știa nimic. Și uite că a apărut și în România și o putem vedea. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Și noi vă mulțumim. De câteva zile, călătorii care trec prin stația de metro Piața Unirii au posibilitatea să citească, să împrumute cărți de la Biblioteca de la metrou. Sunt puse la dispoziție de Biblioteca Metropolitană și de Biblioteca Națională. Cititorii au și opțiunea de a le înlocui cu alte cărți. Proiectul, pornit de la un studiu din care rezultă că tot mai mulți tineri se întorc la carte, urmează să fie extins și în alte stații. În fiecare an, la Biblioteca Națională a României, Ziua Lecturii este marcată prin evenimente cu teme legate de citit, indiferent de vârstă. Anul acesta s-a vorbit despre cărțile tipărite în pandemie. De asemenea, întrebarea ce citim le-a fost adresată unui director de editură, unui prozator și unei scriitoare. De Ziua Lecturii, Biblioteca Națională a României a organizat într-una din sălile sale de la parter o expoziție de cărți tipărite în și despre pandemie. Volumele expuse constituie doar o parte dintre acestea. Deși pandemia a fost o perioadă cu restricții severe în toate domeniile, producția de carte nu a înregistrat scăderi. Subiectul volumelor expuse este pandemia, însă stilurile de abordare sunt dintre cele mai diverse, de la fantezie la știință. În jurul acestei expoziții,
nume cunoscute din lumea editorială și literară, într-o dezbatere cu un public majoritar format din elevi, au răspuns la întrebarea ce citim, pentru a sublinia importanța cititului de la vârste cât mai fragede. În ultimii 20 de ani, industria cărții s-a schimbat foarte tare, mai ales pentru copii și tineret, ceea ce se cheamă teenager, au o ofertă mult, mult mai bogată, foarte diversă și foarte bine încadrată pe genul. Adică au și noir, au și detective, au și fantasy, au și au o mulțime de lucruri foarte, foarte bogată. Și ei citesc destul de divers pentru că ei sunt influențați și de tehnologie. Trebuie să știm lucrul ăsta. Ei sunt, cartea acum concurează cu multe medii. Dacă în generația noastră cartea concura cu o oră de televizor, două pe zi, acum trebuie să ținem cont că cartea concurează cu tehnologiile care îți oferă un acces nelimitat la această lume a internetului. Și atunci ei sunt foarte diversi pentru că se uită mult, vor multă imagine, citesc multe romane grafice, le plac lucrurile cu imagine și noi trebuie să ținem cont de chestia asta. Că mulți scriitori, mai ales scriitori occidentali, dar și români acum sunt foarte atenți la asta, se opresc, urmăresc, cercetează schimbările în lumea, în viața socială a copiilor. Noi credem că ei citesc mai puțin, ceea ce nu-i neadevărat, nu e neapărat adevărat. Adică ei citesc diferit, eu ar zice, nu mai puțin sau mai mult, pentru că ei consumă diverse lucruri în cantități diferite. În calitate de traducător și director al unei edituri, Luana Schidu a recomandat elevilor din public să citească subiecte cât mai diverse, pentru a-și lărgi astfel orizonturile de cultură și cunoaștere. Cea mai mare diversitate de carte o găsim, așa cum este și firesc, la Biblioteca Națională, unde se înregistrează și arhivează fiecare volum tipărit în țara noastră. Are o vastă experiență pedagogică, a jucat multe roluri în teatru și în film. Este actor, regizor, scriitor, traducător și profesor de artă actorului. Din 2020 este rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Lucrarea sa de doctorat are titlul Actorul ca jucător. Miercuri va susține o conferință în aula Academiei Române. Se află în studioul Jurnalului Cultural domnul Liviu Lucaci. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit tocmai de la, mi-am notat, conferința globală UNESCO. Da, desfășurată la Abu Dhabi. Desfășurată la Abu Dhabi, da. Un eveniment foarte important pentru educație și cultură împreună. Este pentru prima dată când UNESCO pune împreună cele două domenii pentru a construi niște instrumente de formare integrală, cum am zis astăzi. Adică să utilizăm educația și cultura pentru a crea o personalitate umană echilibrată, armonioasă și capabilă să reziste provocărilor prezentului. Haideți să mergem spre adevărul actorului. Da. Și v-aș întreba dacă adevărul ăsta al actorului e adevărul actorului sau e vorba de adevărurile personajelor pe care le joacă actorul respectiv? E vorba de adevărul pe care actorul îl are în rolul respectiv. Adevărul poate să-l aducă numai actorul. Personajul este literar, este făcut din cuvinte scrise pe o pagină albă, cuvinte, semne negre. El nu trăiește. Actorul dă viață personajului, el încarnează acele idei, le întrupează și dă suflu unei idei care până una alta nu respiră în paginile cărții. Despre ce o să vorbiți miercuri? Miercuri la ora 6 după seara, da, nu? Da, la ora 18, așa. Da, în aula Academiei. Păi voi încerca să pun în fața celor care sunt interesați care este traseul de la iubitorul de teatru, cel care trăiește fericit într-un fotoliu de spectator, la cel care vrea să urce pe scenă și să devină la rândul lui profesionist al acestei arte. Deci la cel care face teatru, nu iubește teatru. Adică e cumva rețeta de a deveni actor? Da. E rețeta de a te pune în situația de a trăi pentru cei din sală, cum ar veni, să fii delegat să trăiești pentru ei în anumite experiențe pe care ei uneori nu și le permit. Și în titlul acestei conferințe am găsit și cuvântul firesc. Da. Vorbim despre această naturalețe. Știți că se spune, am văzut filmul cu nu știu cine, da, și n-a jucat bine, parcă nu l-am crezut. Despre asta e vorba, asta e firescul, ăla naturalețea pe care trebuie să ți-o
transmită actorul? Da, dar nu e vorba despre firescul stradal, cel de pe stradă. Așa. Este vorba despre firescul rolului pe care actorul, cu ajutorul personalității lui creatoare și al imaginației sale creatoare, îl creează la intersecția dintre personajul literar ce oferă autorul dramatic, personalitatea lui artistică, cerințele regizorale, costumul respectiv, epoca, spiritul epocii în care se desfășoară toate lucrurile. Acest melanj creează în fața și mai ales în mintea și în spiritul spectatorului personajul. Personajul trăiește în mintea spectatorului. Adică tu vezi un om, tu vezi un actor. Tu vezi un actor. Doamne ferește să crezi că nu e actor. Așa, și trebuie să tu vezi un actor care așa. Această seară este Hamlet. Așa. Sper că știi că e un actor. Așa. Nu uiți asta. Dar spuneți, în firescul ăsta al actorului de teatru e același cu firescul actorului de film, de exemplu? Nu neapărat, însă sunt mijloace diferite utilizate în teatru și în film. În teatru, principalul mijloc de transmisie este sugestia, în film este imaginea. Sunt două universuri distincte, care au mijloace de transmitere către public diferite. Însă actorul bun se adaptează. Pentru că el se adaptează situației și este un rezolvitor de probleme. Așa cum la matematică acestea erau acești rezolvitori de probleme, așa actorul rezolvă problemele personajelor literare în fața noastră. Da, în teatru ești acolo pe scenă, dacă n-ai firescul necesar, nu mai poți. În film ai o dublă, încă o dublă, da, încă o dublă. E adevărat. Dar dubla oare te ajută să câștigi firescul sau te duce spre a-l pierde? Că dacă tot repeți de multe ori același lucru, nu ajunge să fie o chestiune mecanică, așa? Performanțele actorului de film stau la mâna montorului și a regizorului. Așa. Deci nu întotdeauna deci acolo mai sunt niște trucuri. Foarte mult. Adică el nu ajunge să împărtășească direct publicului. Uh-huh. El este mediat de o mulțime de profesioniști care se presupune că îl ajută. Acum, pe când la actorul de teatru el trăiește viu în fața noastră cu toate imperfecțiunile. Actorul de teatru dă măsura faptului că merită să fim acolo pentru că el își consumă din timpul vieții lui, în timpul cât și spectatorul își consumă din lumânarea vieții lui. Exact. Și astea, cele două consumuri suprapuse, dau acea vibrație pe care spectatorul o simte în sală și care face ca jocul pe viu să nu poate fi înlocuit de nimic. Dar spuneți-mi, firescul ăsta poate fi învățat la școală? Adică o școală de teatru te poate învăța dacă n-ai, nu știu ce trebuie să ai, de fapt, ca actor pentru a putea vorbi. Trebuie să ai foarte mult. Acolo e talentul? Da, talentul este această îmbinare, capacitatea de a îmbina o mulțime de cerințe cu necesitățile pe care rolul le aduce. Deci necesitatea e un cuvânt foarte important pentru noi în teatru, în arta actorului. Deci această îmbinare a tuturor nevoilor și livrarea într-o organicitate care să pară că este pentru prima dată în fața ta. Și atunci tu ești de față la ceva unic. Și înveți asta la școală? Da. Școala creează contextul. El te învață regulile jocului, îți dă mingea în mână, îți dă terenul și îți dă drumul să joci. Cine joacă mai bine sau mai rău, ăștia rămân în teren. Dar există posibilitatea să fii un actor atât de talentat și să ai acest firesc venit din prima zi de școală și, nu știu, regulile școlii să te îndepărteze de el? Adică să te învețe niște lucruri pe care tu nu le poți reda din tine, așa cum le-ai adus cu tine. Acum, actorul de teatru fiind atât de expus, el e tot timpul expus publicului, el trebuie să respecte o mulțime de lucruri. Felul în care stă pe scenă, unde e lumina, costumul, trebuie să respecte pe ceilalți, trebuie să ai relație cu obiectele, relație cu ce îi cere textul dramatic. Deci el e la o intersecție, e ca un jucător într-o mare echipă. Deci firescul ăsta e cumva jucat. Da, nu, este o intersecție. Firescul Am e înțeles. Rezultat. Câteodată iese, se naște și acei față de oameni ne lipim cu sufletul, față de ceilalți simțim cum se lipesc așa lucrurile și nu duc la un rezultat organic. Mai avem un singur minut din discuție, trece timpul repede și aș vrea să vorbim puțin despre actorul român în comparație cu actorii din alte țări. Nu știu, care e specificul actorului din România? Specificul nostru, anul acesta împlinim 190 de ani de școală românească de teatru. Asta e un ceva, 1834 e ceva și puțină lume știe. Încă de la început,
Ion Heliade Rădulescu și apoi Matei Milo au vorbit despre arta realistă a actorului român. Deci noi am vrut ca să creăm actori cu știința vieții. Personajele noastre să fie pe măsura vieții. Să nu fie fantoșe, să nu fie închipuite, să nu fie simboluri, nu știu cum să spun, Am înțeles, să fiu cât mai delicat, să fie asemenea în rând cu viața. Ori pentru asta actorul român are niște abilități în plus, este în principiu un om care se adaptează foarte repede. Asta noi când ne întâlnim cu 10-20 de școli de teatru din toată lumea la un loc, românii au această abilitate de a se adapta. Miros, gustă, aud, văd, se adaptează prezentului în loc să livreze ceva gândit înainte. Asta e foarte important. E important. E foarte important. Mulțumesc foarte mult. Cred că ne întâlnim în curând ceva legat de Shakespeare, dacă nu mă înșel, nu? Da, da. Așa, așa. Da, da. Una de cei a devenit coorganizatorul Festivalului Internațional Shakespeare exact. De la Craiova. Păi atunci vă așteptăm în jurnal și continuăm discuția despre actor. Da. Mulțumesc foarte mult și succes. Mulțumesc. Vă invităm la un nou film românesc, Ecce Homo Brâncoveanu, pentru a descoperi complexul, misticul și misteriosul portret al lui Constantin Brâncoveanu și al descifra încheia propusă de maestrul Dan Pița, un demers cultural care aduce în lumina marelui ecran un punct cardinal din universul identității noastre spirituale, sacrificiul martirilor brâncoveni. Maestrul Dan Pița a declarat la premiera noului său film: vreau ca spectatorii care văd Ecce Homo Brâncoveanu să simtă că este un film făcut pentru ei. Da, e un subiect extrem de greu, spun și eu la fel. Nu credeam că reușesc până la urmă să-l împing cu forțele mele. Aș fi avut și nevoie de alt suport, mai ales financiar. Dacă filmul va fi plăcut și va fi vizionat de mai multă lume, vom demonstra cu filmul ăsta că se poate face și cu bani puțin un film. Dar până atunci mai e cale lungă. Este un portret ambițios al ultimelor luni din viața voievodului martir, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Un film despre a fi și a avea, cum l-a descris Dan Pița, dezvăluind esența unei povești dense, profunde, care se dovedește a fi un prohod laic spre a comemora tulburătoarea tragedie a lui Constantin Vodă Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și a vistiernicului Ianache Văcărescu. A fost o bucurie, așa cum așteptam. Eu pe Dan Pița l-am cunoscut acum 50 de ani, dar în ăștia 50 de ani n-am avut bucuria să filmez efectiv la el. S-a întâmplat acum cu filmul ăsta cu Ecce Homo Brâncoveanu, unde am plăcerea, bucuria să interpretez rolul lui Ienechiță Văcărescu, alături de actori foarte importanți ai scenei și filmului românesc. Sper ca filmul să constituie o pagină de istorie în cinematografia românească. Atmosfera de Requiem este cea care dă solemnitate și amvergură unei construcții epice laborioase, în care Constantin Brâncoveanu, interpretat de Constantin Pușcașu, pornește pe un drum inițiatic spre Istanbul, după ce este mazilit de Mustafa Aga, interpretat de Adrian Găzdaru, până la confruntarea cu sultanul Ahmed al III-lea, interpretat de Marius Bodochi. Personajul principal este pus în valoare și de personajele secundare, puternice și memorabile. Stolnicul Cantacuzino, interpretat de Dorel Vișan. Să fii trădător e normal. Iar rolul, nu știu, nu eu trebuie să-l judec. Trebuie să-l judece cei care văd filmul. Trădătorul face parte din program. Dacă nu era o vorbă pe vremuri, ce s-ar face martiriul dacă l-ar exista călăul? Deci și la Iisus Iuda a făcut parte din program. Dacă nu era Iuda, soarta și destinul lui Iisus era altul. Aceeași treabă e și aici. Trăit de Marius Stănescu. Da, veniți la film, da. După cum a declarat la premieră interpretul sfetnicului Ianache Văcărescu, Gelunițu.
galeria personajelor este completată de cei patru fii: Constantin, Corneliu Ulici, Ștefan, Pavel Ulici, Radu, Paulo Iancu, Matei, Eric Istrate. Mitropolitul Antimi Vireanu, interpretat de Nicolae Cristache, Anton Maria del Chiaro, interpretat de Claudiu Blonț, și îndeosebi de doamna Maria Brâncoveanu, interpretată de Daniela Nane, personaj care intervine în momente cheie, contribuind la împlinirea misiunii divine a soțului și fiilor săi. Filmul dezvăluie adevăruri istorice necunoscute până acum publicului larg. Comprimată în 90 de minute, monumentala parabolă despre credință, onoare, caracter și jertfă captivează pe deplin atenția publicului. Filmul este produs de Alexandru Cioceanu și Apollo AV Production, în colaborare cu Asociația pentru Sprijinirea Producției de Film și Asociația Filmului Istoric. Scenariul este scris de Dan Pița și Alexandru Molico. Imaginea aparține Mădălinei Păun. Sunt onorată să mă aflu în această seară aici. A fost o experiență memorabilă pentru mine și am învățat foarte multe de la cineva care și-a dedicat toată viața filmului. Acesta fiind debutul meu în lungmetraj. Iar coloana sonoră este creată de Ilie Stepan și Doru Apreotesei. Aflăm și azi ce personalități și ce evenimente au marcat această dată. 19 februarie este una dintre cele mai importante zile pentru cultura românilor, fiind cea în care s-a născut sculptorul Constantin Brâncuș. Traversând drumul evoluției de la țăranul român la artistul universal, Brâncuș a eliberat sculptura de imitația mecanică a naturii, a creat în arta lui un dialog între spirit și sensibilitate, exprimând esența lucrurilor și dinamismul formelor. Combinând în operele sale simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene, Brâncuș este considerat cel mai important sculptor al secolului 20. Ziua de 19 februarie e marcată de existența sa în istoria artei universale, fiind denumită Ziua Brâncuș. Pe 19 februarie s-a născut actrița Maria Ploaie. Având o înfățișare fragilă și o frumusețe gravă, rămâne una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și de film din România. Expresivitatea ei s-a concretizat în multe producții cinematografice importante. Le-a transmis cultul pentru a șaptea artă și celor patru copii ai săi, care profesează în diverse domenii ale creației. La mulți ani! Ziua de 19 februarie a rămas importantă pentru teatrul românesc la această dată, înființându-se Uniunea Teatrală din România, pe scurt UNITER. Fiind o organizație profesională constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul teatrului, UNITER a subliniat de la început apărarea intereselor oamenilor scenei pe principiile libertății de expresie și de creație. Uniunea Teatrelor din România a fost înființată în 1990 de actorul Ion Caramitru, cel care a fost președintele UNITER. Astăzi, Uniunea Teatrală din România a împlinit 34 de ani. Comunitatea chineză din București beneficiază în sfârșit de un centru cultural. A fost înființat de câteva luni pentru a promova cultura chineză și a facilita schimbul cultural între cele două țări. De la directorul centrului am aflat detalii despre perioada de sărbătoare a poporului chinez, aflată în plină desfășurare, și despre prima activitate din noul an. La Centrul Cultural Chinez din București, anul nou s-a sărbătorit cu o expoziție care ilustrează tradițiile, cultura și obiceiurile străvechi ale poporului chinez, păstrate cu sfințenie în comunitățile sale, indiferent de locul unde sunt stabilite.中国的新年呢，是中国的最重要的一个传统节日，它象征着我们团圆兴旺和对新的一年的期望。中国的新年跟春节呢，它是有关系的，它通常是在中国的农历立春，也就是在农历里边象征着春天来的那个这个时间段开始的，所以说春节也是象征着我们这个春天要来了。 În expoziția festivalul va avea ocazia să descopere nu doar obiceiurile de sărbătoare, ci și arta chineză tradițională, de la caligrafie la picturi,
cu elementele și sensurile lor nealterate, așa cum au fost transmise din vechime și cumulate în actuala societate chineză. Aparent întortocheate și încărcate, elementele de artă chineză în ansamblu reprezintă o filozofie de viață.会有的，除了我们现在看到的这个展览之外，我们展览将会持续到3月7号。此外呢，2月23号的时候，我们在中心要举办一个元宵节的活动。那么在这一天呢，我们中心将有猜灯谜，然后品尝元宵，然后还有写福字等等一些互动的节目，让大家来共同庆祝元宵节，让罗马尼亚的民众来感受到我们元宵节的快乐。 Expoziția Festivalul Primăverii aduce în centrul capitalei fragmentele unei civilizații din Orientul Îndepărtat, atestate de peste 5.000 de ani. O civilizație care ne vorbește despre frumusețe, belșug, bucurie și speranță. Un nou succes pentru filmul românesc, pelicula Holy Week, în regia lui Andrei Con, tocmai a avut premiera mondială în acest weekend la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. Berlinale este locul în care participă an de an nume importante ale industriei cinematografice din peste 100 de țări. Filmul regizorului român Andrei Con este prezent în competiția Forum, unde sunt selectate pelicule care aduc o reflecție asupra limbajului cinematografic, dar și asupra discursului socio-artistic. Despre atmosfera de la premiera românească a filmului, dar și despre ce aduce nou Holy Week, vorbim cu producătorul Anca Puiu și cu actorul Doru Bem, interpretul personajului principal. Sărut bună, bună seara, mă bucur că ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, bine v-am găsit. Cum a fost, ce ecouri aveți de la premieră? Tu ai fost acolo, dumneavoastră nu ați fost, dar ce ați aflat? Povestiți-ne și nouă, cum a fost? Premiera a avut loc la Berlin, pe data de 17 februarie. Sâmbătă acum, adică la altăieri. Proaspăt. La 48 de ore suntem acum. A fost impresionant pentru că a fost sold out, sala a fost plină, o sală foarte mare și foarte frumoasă. Am văzut și eu pentru prima dată filmul, în varianta finală, ca să zic așa, cap-coadă. Da. Și reacțiile au fost foarte faine, filmul a fost privit foarte bine, eu am fost foarte mulțumit. Aici, problema e foarte subiectivă, pentru că e puțin frustrant ca actor când vezi filmul, nu vezi doar filmul, îți aduce aminte de întreaga poveste, de toate, de toată perioada de filmări, fie cum a fost, ce duble s-au ales. Deci ai o altă perspectivă asupra filmului. Poți să ai perspectiva spectatorului curat, ca să zic așa, care nu știe și care e surprins, și e surprins de poveste. Da, și e surprins de poveste. Așa că așteptăm, îi așteptăm pe spectacol să ne spună părerile. Deci publicul de la Berlin a fost Încântat, a primit filmul foarte bine. Andrei Con, regizorul filmului, a rămas după film la sesiunea de Q&A, de întrebări și răspunsuri. Și acolo s-a discutat pe larg, s-au discutat mai multe subiecte. El a fost prezent și aici la noi în studioul jurnalului și avea emoții pentru momentul ăsta de alaltăieri. Dar spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere al producătorului, ce reprezintă această selecție în competiția Forum? E extraordinar. Ce puțin când am auzit după atâta. Am muncit foarte mult. Dacă să mă gândesc că am început lucrul la film, deci acum chiar calculam cu Doru în backstage. Culise, da, cât a stat. Dar chiar cât ați lucrat? Păi în 2019 am aplicat la CNC. În 2019 a fost premiera la Arest în toamnă și atunci s-a anunțat concursul și mi se pare că n-am câștigat în 2020. Și s-a oprit tot. Da, că a fost și nebunia cu pandemia. Asta una la mână și doi la mână, pentru că, mă rog, era un film destul de, e un film destul de complex. A fost, adică chiar a fost așa treptat, adică noi avem acolo ce vedeți, hanul acela este o construcție de decor, cu mulțumiri domnului Cristian Niculescu. A, deci a fost o desfășurare de forțe. Au fost construite from the scratch. Da, unde ați filmat? S-a filmat în Dobrogea. Așa. Undeva, Ostrov. Da. Ostrov, da, este, da. Și cât ați filmat cu totul? Sigur, probabil că ați apucat să începeți și v-ați întrerupt cu pandemia sau nu ați filmat nimic? Nu, am filmat în 2022, primăvara. Uh-huh.
la Ostrovit se numește. Este lacul acela peste drum de... Am filmat noi, să și vedem, mănăstirea Strunga, mai celebră așa, da? Și sunt bulgarii foarte da. Aproape acolo. Și practic a fost destul de complicat, așa și complex, pentru că e cumva in the middle of nowhere. Așa. Da, și n-ai de niciunele... Da, n-ai opțiuni de catering, da. Opțiuni așa. De masă și așa că... Plus că mutarea camerei era o întreagă epopee și Andrei cu mașina, cu alea, cu tras de tot, dar na, slavă Domnului, am avut o echipă foarte adunată așa alături de noi și a ieșit bine. Și satisfacția cu atât mai mare acum când absolut, absolut. Ați avut premiera asta internațională, da. Dar pentru tine ca actor ce înseamnă acest lucru? Păi, pentru mine, în primul și în primul rând, e o premieră și pentru așa. Mine. Am un mic Berlinale interior și eu. E bine. E primul meu rol principal într-un film și într-un film extraordinar, într-un film frumos, într-un film de epocă. Acțiunea se petrece conform novelei după care a fost făcut, după Ion Luca Caragiale, O Făclie de Paști. Acțiunea se petrece la sfârșitul secolului XIX. Și atunci peisajul ăsta a fost extraordinar și scenariul pe care l-a făcut, adaptarea pe care a făcut-o Andrei Con este senzațional, a avut o muză, i-am și spus, scenariul este impecabil, este extraordinar, e foarte, foarte fain. Dar de ce nu prea se fac filme de epocă? Sunt mai complicate, cu desfășurări de astea de forță mai mari sau care nu prind? Noi suntem la al doilea, aș putea spune că le-am făcut cu Malmkrog pe care l-am făcut atunci în... Sunt mai grele astea? Este într-adevăr o desfășurare de forță una la mână și doamna sunt foarte costisitoare, adică sunt extraordinar de costisitoare, de fapt aici e problema și noi cum suntem pe micro bugete, minuscul bugete și așa mai departe, da, și atâta costă, adică orice ai face, oricât de mult tragi de tot și așa, aici au fost să zicem ceva bani, dar cu toate astea toată lumea am tras și acum suntem în continuare, noi continuăm să plătim. Deci după, e complicat. Ne-am întâlnit acum 2 ani, nu? Se fac asta 2 ani. Motivul, de da, și da. E foarte costisitor, adică toate costă, pe lângă oameni și așa mai departe, dar tot ce se adună, tot ce înseamnă... Am văzut că filmul este, am citit că este eligibil la premiile jurilor independente. Da. Am citit bine, nu? Da, da, da. Sunt vreo 4, cred, la număr. Amnesty International, FIPRES și Ecumenic... și mai este unul Cicae de la tot, mă rog, asociație de artă din Franța. Dar ce le spuneți, nu știu, telespectatorilor noștri, cum le spuneți că e bine să vadă acest film, că trebuie să-l vadă, că e un film care cum să spun, s-a născut greu, ați muncit mult la el, a fost așa cum spuneam, desfășurarea de forțe, din punct de vedere actoricesc, a fost complicat și să-mi spuneți și despre distribuție, apropo. Da. Păi, în primul rând, să încep cu distribuția. Da, hai să începem cu distribuția. În ordine alfabetică. Nu. Da. Și să-mi spuneți dacă a fost greu de alcătuit distribuția. Rolul Surei este jucat de Nicoleta Lefter. Care a fost și ea prezentă la... Care a fost și ea prezentă la Berlin. Exact. Și rolul lui Gheorghiță... argatul meu din film, cu care am conflictul și de la care începe cumva acest thriller psihologic, este interpretat de Ciprian Chiricheș. Am înțeles. Și are aici Ciprian Chiricheș mama Iana Ciontea, apoi, mă rog, mai sunt apariții, să zicem, episodice, pentru că e un han, nu se întâmplă lucruri. Mihaela Serbu, Bogdan Farcaș, Ioan Coman... au fost mulți actori, multă lume și o echipă mare, Iulian Postelnicu. Mai avem un minut la dispoziție în care să vorbim despre acest film și vă întreb când este, dacă știți când este premiera în România? În România încă n-am stabilit o dată exactă, dar știm că în Franța o să fie cu siguranță pe 27 martie, chiar în Săptămâna Mare, nu că este titlul în română, este Săptămâna Mare da. Și va fi, pentru că anul acesta suntem decalați cu 5 săptămâni, va fi în Săptămâna Mare lansat în Franța, la Paris și în Marsilia. Și după aceea o să vedem exact. Mai avem, ne așteaptă și câteva selecții la festival, o competiție tot în Germania și așa deci mai departe. Mergem mai departe cu concursurile și cu prezențele. Mulțumesc foarte mult. Uite că s-a făcut fără 10 și trebuie să închidem jurnalul de astăzi. Succes în continuare și felicitări pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm cu proiecte viitoare. Aici și suntem. Noi vă așteptăm în sala de cinema. Așa facem. Mulțumesc foarte mult.
Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine la aceeași oră, 21, pentru un nou jurnal. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!